Serviciul de protecție al lui Vladimir Putin a descins la sediul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, la direcția Serviciului 5, și a arestat doi ofițeri de rang înalt. Putin are acuzații la adresa lor, făcând referire la războiul din Ucraina. Mai exact, Serviciul de protecție al lui Vladimir Putin i-au arestat pe generalul colonel Sergei Besedak, care conducea direcția Serviciului 5 a FSB din 2009, precum și pe adjunctul acestuia, Anatoli. În clipa de față, cei doi se află sub protecție și pază la domiciliu. Acuzațiile oficiale sunt de corupție și chiar luare de mită, însă neoficial, potrivit unui jurnalist de investigații rus, Vladimir Putin ar fi nemulțumit în legătură cu felul în care merge operațiunea din Ucraina. Ucraina a intrat în cea de-a 19-a zi de război. Luni dimineață au continuat bombardamentele armatei ruse în mai multe orașe. În Kiev a fost lovit un bloc de locuințe cu 9 etaje, iar cel puțin 2 oameni au fost uciși. Rusia ar fi cerut Chinei ajutor militar și sprijin în vederea eludării sancțiunilor, spun oficialii americani. În timp ce atacurile continuă, luni va avea loc o nouă rundă de negocieri între Rusia și Ucraina. În tot acest timp, exodul refugiaților continuă. Circa 2,7 milioane de oameni și-au părăsit țara până în prezent.